Toată lumea, am găsit ultimul scammer, care un prieten și alt și celălalt prieten. Deci, arată-ți-vă puțin fața. De ce? Sau știi ce? Las. Ce? Las. Ce? Deci, el i-a dat gift lui și el a vrut ceva la schimb și i-a dat un skin de 800. Și Sebi trebuia să-i dau un lui pun imod de 500 și al naibii scammer, dați un report, vi-l arăt acum pe forne dacă vreți, Sebi Gamer Pro UTF sau... Nu mai e, mă, e Sebi și cumva, a fost în felul următor, el mi-a zis în felul, am și închis, el mi-a zis în felul următor, bă, eu îți dau gift, dar vreau ceva la schimb. Și el mi-a mai dat giftul trecut, țin minte. Și am zis, bine, mai că-ți fac și eu ceva. Și după ce am dat eu gift, a zis, bă, dar vezi că am 400 de V-Bucks și hai că mai fac 100 pe save. Și ce să mai facă pe save the world, că el avea save the world, m-a făcut mișele și cei care mi s-au pus V-Bucks și... Și de atunci nu mi-a mai dat aia și mi-a dat ceva de căcat. Scuze, YouTube, ce zonă asta? Ceva ce nu mi-a plăcut mie deloc. Un imod de 200 și încă un imod de 200. Mă, că și nu mi-a plăcut deloc ăla, eu vreau un pego ăla vieții. Și acum, parcă vezi toată lumea în comentarii, bă, da, prost, e și afacerea asta cu 800 pe 500. Da, bine zis! Acum am dat piciorul, nu vrea să nici să intre ăsta. Un apel. Scamele. Ce? Un apel, bă. Un apel. El e. Cu ce vreți să-i mă? Uite unul. Da, de ce la e? Haideți că vă dau acum numele pe Fortnite. Să vezi că ca să report și ceva. Să zic că cum îl găsesc. Aha, l-am găsit. Uitați, deci, ăsta e. Bă, stop, Sebi. Așa. Dar nu se vede bine deloc. Camera vieții. Deci, ăsta e Sebi. Scrieți așa, Sebi Gamer Pro UTF, ăsta e numele de PS4 și să-i dați azi pe For Direct, îi... Nu mai ești. Bă, ești paletă, ăla este Sebi 2346 parcă, sau ceva nu, de genul ăsta. Deci, bă, deci tu înțelegi că acum am zis numele de PS. Da. Că pe PS4 încă l-are. Și numele de furanet e Sebi 18 cu Y 23. 1823, așa îl cheamă pe furanet ca să-i dea țeandă. Și el cu microfonul cumpărat din Lidl. Din piață mai aici bine. Cu microfonul cumpărat din piață, vorbește de pe telefon ca mine, vechiul eu. Și acum pe telefon îl cheamă Sebi Gamer Pro XD. Așa îl cheamă. Să nu-i dați gift în viața voastră. E ultimul scammer.